Un tricolor la fel de mare precum cele din fața instituțiilor de stat cu siguranță nu veți găsi să cumpărați din niciun magazin. Mare le-a fost mirarea unora să descopere că anul acesta fabricile de confecții n-au oferit spre comercializare nici măcar pangliși tricolore, ca să nu mai vorbim de stegulețe sau alte obiecte de decor specifice zilei de 1 decembrie. Am plecat ca să caut un steguleț pentru data de 1 decembrie și n-am găsit nicăieri. Dar aveți cumva pentru 1 decembrie stegulețe dintre acelea? Nu. Nu aveți? Nu. Și nici n-ați avut? Nu am avut. Deloc? Deloc. La metru, dacă vă dăm un material, un presaten, să le faceți, să le confecționați. Am înțeles. Dar roșu, galben și albastru, dintre acelea n-ați avut? Nu. Aceeași poveste se repetă și în restul magazinelor, unde se găsesc tot felul de țesături fine, divers colorate, dar nicăieri o panglică tricoloră. Un steguleț ar trebui să fie peste tot și fiecare casă ar trebui să aibă câte un steguleț. Singurii care s-au gândit că obiectele dedicate zilei de 1 decembrie nu trebuie să lipsească din magazinul lor au fost niște întreprinzători din Drobeta, Turnu Severin. Într-un centru comercial, oamenii au adus de la căni până la hărți și stegulețe cu tricolorul pe ele. Avem mai multe produse, sunt reprezentative României, sunt hărți, steaguri, căni care au inscripții cu mesaje, sunt mai multe produse. Cum se vând? Deocamdată pot să zic că zilele astea nu am avut vânzări reprezentative. După ce am căutat îndelung prin toate magazinele din Drobeta, Turnu Severin, am găsit în sfârșit un loc unde putem cumpăra articole specifice zile de 1 decembrie. Doar într-un singur centru comercial din Drobeta, Turnu Severin am găsit de la căni până la stegulețe specifice acestei zile. Pentru știri, Alexandra Dragolea.